Zăpada așternută pe străzi a făcut victime. La acest sfârșit de săptămână, zeci de zelăoani au alunecat pe trotuarele pline de zăpadă și au ajuns în grija medicilor după ce și-au fracturat mâinile și picioarele. Medicii recomandă persoanelor vârstnice să evite deplasarea în primele ore ale dimineții și seara pentru a evita accidentele nedorite. Câți zelăjeni au ajuns la spital din cauza zăpezii? La acest sfârșit de săptămână, 91 de persoane au ajuns la unitatea de primire a urgențelor cu diverse traumatisme, plăci, fractură întorse, cu 49 mai multe ca și la sfârșitul de săptămână trecut. Dintre aceste persoane, 38 de persoane prezentau fracturi la nivelul membrelor, 11 dintre ele necesită spitalizarea.